Sfârșit cumplit pentru o femeie în vârstă de 50 de ani din comuna vasluiană Laza. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Victima a murit carbonizată în propria locuință după un incendiu violent. Flăcările s-au extins cu repeziciune, iar femeia a rămas blocată. După 10 de minute în care s-au luptat cu vâlvătaia, pompierii au găsit trupul carbonizat într-una dintre încăperi.